brambureala legislativă și financiară legată de construcția DN66A Uricani Herculane dă naștere unui nou tronson de drum care pleacă și duce în același punct, dar este puțin mai lung. La insistențele primarului din Uricani, reprezentanții județelor Gorj și Hunedoara au găsit o variantă optimă și chiar au încheiat un protocol pentru realizarea unei artere pe două benzi între Uricani, Runcu, Herculane. Am reușit să determinăm, pe de o parte, pe Consiliul Județean din, și mulțumesc că să-i determinăm. Mulțumesc pentru, chiar mulțumesc pe care aceasta Consiliului Județean, care a înțeles și a venit în sprijinul VJ-ului, s-a semnat un protocol între Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Județean Gorj, astfel încât pe relația Gorj-Hunedoara să se realizeze lucrări de infrastructură și pe mine m-a interesat în mod deosebit drumul de la Valea de Pești spre Comuna Runcu, Tismana, Băile Herculane. O alternativă la drumul Câmpului Neag-Herculane, în ce sens? Că dacă acest drum Câmpului Neag-Herculane se negociază să fie în acest program introdus dedicat VJ-ului pentru exercițiu financiar viitor, da? Dacă nu va fi până atunci o altă soluție, deci sunt încă negocieri, ca o alternativă, chiar dacă mai ocolim 10-15 km sau cât este un ocoliș, dar tot la Herculane duce. Ideea e să facă drumul pe două benzi, atât partea de drum județean de pe județul Hunedoara, cât și partea de drum județean de pe Gorj, au semnat un protocol anul viitor. Va da drumul la documentație și județul Gorj. Județul Hunedoara este avansată. Anul viitor mai trebuie să prevadă bani doar pentru partea de proiectare. SF-urile și toate sunt executate și anul viitor să prindă, după semnarea protocolului de anul ăsta, anul viitor să prindă în bugetul Consiliului Județean partea de proiectare, bani pentru partea de proiectare, dă drumul la licitație și la execuție. Până la finalul anului să se țină licitația. Realizarea acestei alternative nu va da la o parte construcția drumului lui Băsescu, așa cum a fost numit proiectul inițial. Primarul din Uricani susține că sunt toate șansele ca artera să fie asfaltată prin programul integrat depus de primari la guvern. Este o alternativă la drumul Câmpului Neag-Herculane până începe acel drum, că nici acel drum nu va fi abandonat. Drumul ce va lega Valea de Pești de Tismana, Runcu și Herculane ar urma să aibă 22 de kilometri, iar construcția lui, pe lângă faptul că va deschide Valea Jiului către restul țării, va duce la dezvoltarea turismului în zonă. Cu siguranță, după ce infrastructura va fi pusă la punct, aici vor apărea mai multe pensiuni la care turiștii s-ar putea caza.